Domnul Taylor, ce schimbări ați remarcat pe parcursul acestui an care a trecut de la lansarea planului de acțiune Republica Moldova în Consiliul Europei? Cum ați califica starea generală de spirit? Vă mulțumesc mult pentru această întrebare. În primul rând, aș vrea să spun că acest plan de acțiune se realizează într-un context. În primul rând, Republica Moldova a aderat la Consiliul Europei 20 de ani în urmă. În parcursul acestor 20 de ani au avut loc multe lucruri. Al doilea rând, având această întâlnire astăzi la Chișinău pentru a discuta prezentarea planului de acțiuni, trebuie să vorbim de asemenea și despre contextul regional și ambiții de integrare europeană în Republica Moldova și, de asemenea, contextul celor 47 state membre ale Consiliului Europei. Deci sunt mai multe influențe. Lucru important este că Republica Moldova s-a angajat în a realiza reforme democratice, a asigura supremația legii, drepturile omului și democrație. Parcursul anilor, deci când atunci ne-am concentrat pentru a iniția cooperarea, s-au realizat mai mulți pași. Spre exemplu, este proiectul lege cu privire la procuratură, sigur că vor fi necesare anumite amendamente. De asemenea, este legea revizuită cu privire la partide politice și campanii electorale. De exemplu, au fost instruiți observatori din cadrul ONG-urilor ca să devină observatori la alegeri. Au participat ca calitate de observatori reprezentanții ONG-urilor la alegeri și cei ce dă mai multă încredere în acest proces. Deci sunt mai mulți pași. Statul de drept, democratizarea societății și respectarea drepturilor omului sunt principiile de bază ale Consiliului Europei. În acest context, cum ați clasa Republica Moldova pe fundalul celorlalte țări membre ale Consiliului Europei? Sunt 47 state membre, toate 47 state au cazuri la CEDO, examinate la CEDO. Toate aceste state membre sunt monitorizate prin mecanism de monitorizare. Secretarul General a publicat un al doilea raport cu privire la situația în ceea ce privește drepturile omului și supremația legii în Europa și se referă la toate 47 state membre acel raport. Republica Moldova își demonstrează interesul de a îmbunătăți situația și demonstrează că autoritățile sunt interesate în a asigura populației, în a oferi posibilitatea cetățenilor să trăiască în societate în care este supremația legii și democrație. Chiar dacă poate nu am ajuns la acea etapă. De fapt, nicio țară cred că nu a ajuns pe deplin la acea stare, pentru că drepturile omului este un domeniu dinamic, nu este ceva static. Printre obiectivele principale ale planului de acțiuni Republica Moldova a Consiliului Europei sunt combaterea corupției și a criminalității economice, reformarea justiției. Dar tocmai pentru aceste segmente, cetățenii Republicii Moldova manifestă o nemulțumire. Ori gradul de corupție este la nivel înalt, din cele trei bănci au fost sustrase prin diverse scheme $1 miliard, iar instituțiile de justiție sunt învinuite că mimează procesul de investigare a cazurilor. Cum puteți comenta această situație în contextul realizării acestui plan de acțiuni? This is of course a real problem. Aceasta într-adevăr este o problemă reală. Deci corupția într-o societate duce la neîncrederea populației în instituțiile democratice. Și aceasta nu este doar o problemă pentru că cetățenii la nivel individual nu au încredere în anumite instituții particulare, dar de fapt acest fenomen are un efect asupra tuturor aspectelor funcționării societății, cum ar fi dezvoltarea economică, pentru că investițiile străine sunt împiedicate de faptul că nu este încredere în instituțiile democratice sau în instituțiile statului. Consiliul Europei are un șir de mecanisme de monitorizare în ceea ce privește situația cu corupția, spălarea banilor, deci este de asemenea așa structură ca grupul de state împotriva corupției. Deci oferim recomandări specifice pentru fiecare țară, pe sectoare, pe sectoare concrete și guvernele trebuie să urmeze acele recomandări pentru a se corespunde acelor cerințe. Deci sunt 17 recomandări pentru Republica Moldova, 10 deja au fost îndeplinite de către guvern.
Discutam cu președintele Comitetului Național împotriva corupției, care a vorbit, a spus lucruri interesante în acest sens. Corupția este un fenomen care penetrează diverse domenii în societate, educație, sănătate, justiție. Deci trebuie să combat acest fenomen pentru a da convingerea cetățenilor că trăiesc într-un mediu sigur și au încredere în propria țară. O altă componentă a planului de acțiune ține de consolidarea puterii autorităților locale și implementarea strategiei de dezvoltare. Măsurile propuse în planul de acțiune țin de perfecționarea cadrului legislativ, dar așa cum bine se știe, la noi în țară există mai multe probleme tocmai pe segmentul de implementare a legilor. Ce măsuri în acest sens sunt prevăzute pentru perioada 2015-2016? La moment, noi nu prevedem careva schimbări juridice. Cu siguranță, bună lege oferă o bună bază. Deci este important, într-adevăr, cum se implementează legea. De aceea ne concentrăm asupra dezvoltării capacităților pentru primari, pentru alți oficiali locali. Deci, începând cu 2013, avem un program de bune practici prin care primăriile pot participa în acel program. De fapt, este un concurs. Primăriile trebuie să demonstreze că corespund anumitor standarde în anumite domenii, în special cum ar fi gestionarea resurselor financiare, gestionarea resurselor umane. 300 de primării au participat la acest program. Deci nu sună un program atât de serios ca reformă în domeniul de drept, dar este un program destul de interesant și care demonstrează bune practici. Deci, mâine o comitet de monitorizare a autorităților locale și regionale, deci vin pentru a vedea în ce măsură Republica Moldova corespunde acelei carte. Este necesar să fie promovată implementarea legislației și sporirea capacităților în realizarea acestor acțiuni. Consiliul Europei dintotdeauna a susținut măsurile de încredere pentru regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Dar și pe acest segment nu ne putem bucura de prea multe succese. Chiar recent, reprezentantul autorităților de la Tiraspol a declarat că vor fi introduse vizele și taxele de 100% pentru produsele moldovenești din partea dreapta a Nistrului. Cum ați comentat această situație și dacă Consiliul Europei are careva mecanisme, instrumente de influențare acestei situații? Sunt mecanisme care se preocupă de soluționarea politică acestor subiecte. Consiliul Europei este preocupat de ceea ce ați menționat dumneavoastră, măsurile de sporire a încrederii, a contacte între oameni, pentru a asigura o comunicare între oamenii de ambele mari ale ministrului. Deci o abordare așa mai tehnică la un subiect care are o dimensiune politică. Deci noi am organizat niște activități la scară mai mică, dar care au fost orientate spre anumite categorii de populație pe ambele mari ale ministrului. Spre exemplu, comunicare între specialiști din domeniul penitenciar. De asemenea, concursuri la nivel școlar, deci concursuri între elevi, pentru că e important că elevii de pe celălalt mal al Nistrului, copiii merg și ei la școală, privesc și ei televizorul și sunt interesați de aceleași lucruri. Recent au fost organizate niște programe comune radio, deci 12 programe radio, ceea ce la fel este foarte important pentru că oferă posibilitatea diferitor categorii de populație să audă despre lucruri care au loc cealaltă parte al Nistrului. Deci activități care au fost spre anumite categorii specifice a populației, care în pofida conflictului politic, deci acele activități permit ca oamenii să continue comunicarea, să fie în contact și să fie sporită încrederea între oameni. Doamnă Taylor, care sunt așteptările Consiliului Europei în perioada 2017, după ce acest plan de acțiuni ar fi implementat?
We are today already discussing. Deci astăzi deja am discutat despre continuarea acestui plan de acțiune pe viitor. Este un angajament pe termen lung. Nu este ceva care se finalizează în timp de 2 ani. Republica Moldova, mai mult de 20 de ani, este în proces de reforme. Republica Moldova are ambiția de a deveni un stat membru al Uniunii Europene. Și aceasta presupune mult lucru. Deci noi vom fi cu dumneavoastră atât acest parcurs și vă vom ajuta, vom vedea care sunt necesitățile, vă vom ajuta. Deci am fost încurajat de faptul că primul ministru interimar a fost prezent aici, a fost prezent la această ședință, deci asta oferă încredere. Deci, de asemenea, prezența vicespeakerului Parlamentului, ceea ce demonstrează că instituțiile statului sunt foarte preocupate de realizarea acestor acțiuni. Consiliul Europei lucrează împreună cu peste 30 de state membre ale Consiliului Europei, care sunt membre mulți ani, și ne așteptăm ca această cooperare să fie un proces pe termen lung. Deci reprezentanții Consiliului Europei vin în Republica Moldova, dar și experți speciali din Republica Moldova merg în alte țări. Deci, pentru că experiența pe care o aveți noastră, Republica Moldova este adusă și în alte țări. Deci este un proces care va continua și după finalizarea acestui plan de acțiuni. În opinia dumneavoastră, care sunt provocările principale, care sunt barierele principale în implementarea acestui plan de acțiuni? I think actually at the moment. Cred că la moment where we can work together. Unde putem lucra împreună? We do not face any particular. Cred că nu avem careva provocări particulare sau speciale. Principala provocare la moment este de a găsi toate fondurile necesare pentru implementarea tuturor acțiunilor. La moment am găsit fonduri pe circa jumătate din fondurile necesare, din resursele necesare pentru implementarea planului. Deci lucrează și oficiul nostru de Chișinău pentru mobilizarea acestor resurse financiare, însă știm că în Europa sunt și alte crize care distrag atenția la nivel european. Deci asta, într-adevăr, este o probabil cea mai mare provocare pentru noi. Și sigur că lucrăm în bună cooperare cu Uniunea Europeană. Sunt 11 state care asistă, care oferă asistență pentru implementarea acestui program. Însă resursele sunt limitate. Ce condiții, în opinia dumneavoastră, ar trebui să întrunească Republica Moldova pentru a trece în perioada post-monitorizare? That is of course not my decision. Cu siguranță aceasta nu este o decizie care pot să o iau eu. Acest subiect se ia decizii la nivelul Comitetului de Minci, la nivelul miniștri, la nivelul adunării parlamentare. Procesul de monitorizare va fi finalizat atunci când aceste organe de Consiliul Europei vor considera că Republica Moldova și-a respectat toate obligațiile. Cred că acest plan de acțiuni contribuie la o viitoare finalizare a procesului de monitorizare, pentru că se dorește ca Republica Moldova să îndeplinească toate obligațiunile, de fapt e destul de simplu și clar. Procesul de monitorizare și plan de acțiuni nu sunt legate în mod direct, însă acțiunile care sunt incluse în plan de acțiuni abordează subiecte care pot contribui la o mai bună îndeplinire acestor obligațiuni. Doamnă Taylor, vă mulțumesc pentru acest interviu și vă urez succese!